Socialdemocrații susțin că opoziția nu știe ce să facă și cum să preia puterea. Este o perioadă extrem de haotică, aș putea spune. Oamenii nu știu ce să mai înțeleagă. S-a dorit cu orice chip, cu o patimă, cu o răutate deosebită, de a se da jos un guvern. Un guvern care, spun eu, a fost un guvern bun. Un guvern care s-a format prin votul dat în 2016 și acest guvern, acest partid a venit în fața cetățenilor cu un program de guvernare. Un program de guvernare care, sigur, a fost primit foarte bine de cetățeni, a fost un vot extrem de covârșitor, un vot istoric pe care oamenii l-au dat Partidului Social Democrat în 2016 și cu mențiunea că decontul se va face în anul 2020, pentru că programul de guvernare a fost un program făcut pe 4 ani de zile și ziua decontului este în momentul în care, sau luna, în momentul în care vor fi alegeri parlamentare în 2020, unde trebuie analizat exact ce s-a făcut și ce nu s-a făcut din acest program de guvernare. Nu sunt în stare să facă un guvern și să se înțeleagă, acuză parlamentarul de Gorj Mihai Weber. Liderul PSD afirmă că instituțiile statului sunt blocate. S-a dorit înlocuirea unui guvern cu un guvern care nu are nici măcar un program de guvernare. S-a dovedit în aceste zile că cele 6 formațiuni politice, sau 7, nu știu câte sunt, din opoziție nu sunt în stare să se înțeleagă. Țara trece printr-o perioadă instabilă, un haos cum n-a mai fost niciodată. Instituții, ministere, instituții ale statului sunt blocate. Eu cred că această moțiune de cenzură a avut un singur scop. Un scop electoral. Inițiatorii acestei moțiuni, Partidul Național Liberal, trebuie să vină și să spună în fața cetățenilor ce au vrut să facă cu România. Pentru că nu sunt în stare să-și creeze un guvern. Guvernul lor, guvernul lui, cum vreți să-i spuneți, nu prinde contur. De ce? Pentru că nu sunt oameni competenți, nu sunt oameni capabili să creeze un guvern. Weber speră ca măsurile de austeritate anunțate de liberali să nu fie aplicate.